Distinși compatrioți, dragii mei conaționali, vă vorbesc din fața pomului vieții. Este cel ce, prin simbolistică, vestește lumii nașterea Domnului. Este o naștere universală. Noi, cei care suntem pătrunși de adâncimea acestui simbol tainic, spunem că odată cu Iisus se reîmprospătează, renaște întreaga natură, dar mai ales trebuie să renească spiritul nostru, dragostea noastră față de ce înseamnă omenie, bunătate, cum se cădenie, adică așa cum își de bine unui român din tot timpul vieții sale, dar pe care și le pune pe masă ca un cadou de inimă celor din jurul lor, acum și mai ales întâmpinând după nașterea Domnului, anul care vine, anul cosmogonic, anul cosmic, care înseamnă doar o nouă învârtire calendaristică și în cele din urmă, amândouă întrunite, însemnând pumnul strâns al lui Dumnezeu în care ține întreaga umanitate. Fiți buni, fiți drepți, fiți mai mult decât toate credincioși, la mulți ani, cu binecuvântare!